Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre topică și punctuațiile, propozițiile completive. Hai să vedem în continuare. Să lămurim la ce se referă conceptul de topică. La ce te gândești în momentul în care vorbim despre topică? Și, bineînțeles, topica se referă la ordinea cuvintelor într-o propoziție sau la ordinea cuvintelor într-o frază. Care sunt propozițiile completive? Vom discuta despre completiva directă, completiva indirectă și completiva prepozițională. Iată câteva exemple de enunțuri. Matei ar vrea să plece cât mai repede. Dau câte o carte cui are nevoie. Devine dușman oricui îl contrazice. Dacă mă va păcăli, voi ști. Se gândește cum să facă. Mă bazez pe cine mă iubește. Iată enunțurile să identificăm ce fel de propoziții completive sunt. Prima propoziție, Matei ar vrea să plece cât mai repede. Cea de-a doua, dau câte o carte cui are nevoie. Devine dușman oricui îl contrazice. Dacă mă va păcăli, voi ști. Se gândește cum să fac. Și mă bazez pe cine mă iubește. Iată, am marcat cu roșu propozițiile completive și să vedem felul lor. Pentru prima propoziție, să plece cât mai repede este completivă directă. Ce ar vrea? Să plece cât mai repede. Cui are nevoie? Cui dau? Cui are nevoie? Completivă indirectă. Cui devine dușman? Da? Și iată, avem tot o completivă indirectă. Ce voi ști? Dacă mă va păcăli. Iată completivă directă. Se gândește cum se facă. La ce se gândește? În acest caz discutăm despre completiva prepozițională. Pe cine mă bazez? Iată, încă o completivă prepozițională. Așadar. Așa cum spuneam, da, să și notăm, completivă directă, completivă indirectă, completivă indirectă, completivă directă și ultimele două completive prepoziționale. Așadar, în așezarea curentă a completivelor, de obicei, discutăm despre așezarea lor în postpoziție față de regent sau, mai bine spus, propoziția subordonată se așează după propoziția regentă, dar putem să avem și în situația de aici o poziție în fața propoziției regente. Da? În cazul dacă mă va păcăli, voi ști. Să mergem mai departe. Propoziția completivă directă. De obicei, ea se așează după propoziția regentă. Iată, el vrea să renunțe la carbohidrați. Nu am înțeles cui i-ai explicat. Șeful a ordonat angajaților să respecte programul. Putem, de exemplu, să așezăm completiva directă și înaintea propoziției regente. În cazul acesta,
Să avem rezultate doresc oricum. Când pleacă, nu mi-a spus. Ce știu, nu vreau să țin secret. Că este bolnav, o știu de mult. Iată, în cazurile de antepunere a propoziției, cu reluare și focalizare, propoziția, completivă directă, se va izola prin virgulă, iată, de regentă. Și iată și un alt, ultim exemplu. Dacă m-a păcălit, o voi afla cât de curând. Să vedem mai departe completiva indirectă. În mod curent, propoziția completivă indirectă nu se separă prin virgulă de regentă, însă sunt și aici excepții. Iată, așezare după propoziția regentă. El se gândește să renunțe la carbohidrați. La ce se gândește? Atenție tot timpul la regentă. Nu și-a dat seama cui i-a explicat, cui i-ai explicat. Șeful le-a adus aminte angajaților să respecte programul. Și, așa cum spuneam, putem așeza completiva indirectă și înaintea propoziției regente. Iată exemple. Cui stă în banca întâi, aceluia sau lui îi voi da cartea. Cui îi place chimia, doar aceluia îi se potrivește o astfel de facultate. În această situație, în momentul în care propoziția completivă indirectă se așează în fața propoziției regentă și este reluată printr-un pronume cu rol de insistență, da? În cazul nostru un pronume demonstrativ sau un pronume personal, da? În această situație voi separa propoziția completivă indirectă prin virgulă de propoziția regentă. Mergem mai departe la propoziția completivă prepozițională. Bineînțeles, de obicei ea se așează după propoziția regentă. Se împrietenește cu oricine îl ajută. Câinele s-a năpustit asupra cui l-a lovit. Mă tem că a pierdut trenul. Este uimit să te vadă aici. Iată, primele exemple se refereau la așezarea după propoziția regentă. În mod normal, ea nu se separă de regent prin virgulă, observați. Dar să vedem în momentul în care se așează înaintea propoziției regente. În cazul în care, din motive de enfază sau de adecvare la replica anterioară, putem modifica topica și să așezăm completiva prepozițională înaintea regentei. Despre cine a câștigat concursul, despre el, despre acela trebuie să îmi vorbești. În această situație, iată, completiva prepozițională antepusă, da, este reluată printr-un pronume demonstrativ sau printr-un pronume personal. Îți mulțumesc pentru atenție. Ai aici bibliografia pentru acest material dacă ai nevoie să cauți informații suplimentare. Îți mulțumesc pentru atenție și ne revedem la un alt material. Mult succes!